Păi știi care e chestia? Ui, 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 ce m-a speriat, mamă! Ui, nu există player, zice T-Rex. Ai de capul meu, mă, ce dracu, mă! Ui, de viața mea, de unde a apărut, mă, ăla? Mamă! Na, jumpscare-ul astea s-a tot îți iei, Dumnezei, mă! Urmața de T-Rex, în ceva ce-ți mă nebunor, mă, este T-Rex-ul și bine v-a regăsit la Path of Titans. În nou moment s-a făcut un update, foarte interesant, după ce am crezut că jocul ăsta a murit complet, chiar așa e, decât un singur server activ am mai găsit. Vede squad-ul acolo, vede și titlul, vede și thumbnail-ul, s-a lansat Daspletosaur în jocul ăsta, sau cum s-ar numi el, un tronzor mai underdog, așa. Bine că dând Daspletosaur s-a numit tronzor, deci da, e totuși un tronzor, dar hei, pentru că toate jocurile au tronzor, jocul ăsta are Daspletosaur, vezi tu? Pentru că, na, de motive, nu știu de ce dracu, dar hei, pentru că s-a vrut Daspletosaur în dial sau Tarbozaur, dracu, și nu s-a putut și jocul ăsta, de obicei, ia ce nu vrea dial și bagă ei aici ca să aducă fanbase și chestia asta. Nu, n-a mers așa. Dar oameni, ăsta e Daspletosaur, uite-l aici doarme. Skin-ul ăsta e un skin care face parte din modurile de pe serverul ăsta. Uai, uite lumina ce frumos arată. Uai, bată-mă Dumnezeu. Asta e un skin care vine din modurile din jocul ăsta, oameni. Serverul ăsta e plin de moduri la actual, pe că mai servere modate găsești acum. Nu mai găsești un server care să n-aibă moduri. Și ce face T-Rex acum e că se duce la blocul ăla, cum îi zice, mă. Mă duc la Talon's Lake acolo ca să căutăm niște pagube. Cu toate că serverul ăsta are reguli, n-ai voie cu cheie și chestii astea. Să fim serioși, când o să mai joc eu jocul ăsta vreodată? Adică na, când o să mai bagi un update. Dar reținu că ăsta e un dinosaur pe care poate toată lumea să-l joace. Deci dacă ai n-ai versiunea upgradată dracului cu demo, cu toate chestia în care se află Sarcosucusul, poți să joci chestia asta. Era dracu și timpul să se mai bage și ceva de genul jocul ăsta. Dar ce special în update-ul ăsta e că s-au băgat o grămadă de abilități noi și customizări noi în timpul jocului, deci nu mai trebuie să te mai deloghezi acum ca să poți să faci modificări la dinozauri și treburi dintre astea. Ia de unde naiba sunt acum în locația. Uite aici Talons, fate cam eu, dacă nu mi-am petrecut vreo mai bine de o jumătate de oră încercând să ajung în locația asta și cred că trebuie să mă grăbesc, dracu. Cred că într-un sfert de oră să dă restart la server și o să pierd în serverul ăsta. Singurul server activ din tot jocul și îi dă restart. Da, dar hai să vedem cum funcționează mecanicile noi, oameni, că probabil habar n-aveți, nici eu n-am avut habar până mi-am petrecut o jumătate de oră încercând să-i dă scoper pe toate. Mecherea este în felul următor, dinozaurul tău trebuie să se ducă să se culce în prima și prima dată. Ale, pentru că altfel nu poți să intri în meniul ăla, vezi? Nu te bă, dar uite-te, mă, pentru frumos se culce și apare acolo Ability Editing, ia uite-l, și apoi apeși Tab și aici Character. Și aici la Character poți să faci absolut ce vrei tu la dinozaurul ăsta. Nu te interesează, aici toate skin-urile alea blane, ăsta e default-ul. Aici chestia asta, aici chestia asta, astea sunt toate skin-urile alea blană. Așa, uite ce frumos aici, să vă fac așa un joc. Uite, asta e ăla de Becker, nu te interesează pe nimeni. Ai chestia asta, îmi place mie. Dar uite cât costă skin-urile acum, mă, pentru că s-au upgradat sistemul de quest-uri. Și acum poți să faci quest-uri în grup, să primești mai multe marcuri. Da, albai, nu, aici ai chestia asta, aici 10.000 costă chestia asta, ești nebun la cap. Câte marcuri îți dă ție pe quest ca să poți face asta? 100-200, deci cred că trebuie să petreci ori trebuie să farmezi puncte de astea ca să poți deblochezi, e o prostie. Hei, skin-urile care vin din modul ăsta, care aici, astea nu prea interesează pe nimeni, dar hai, ce bine arată, s-a begin shit, ești nebun, sunt de acord, alai, arată prea bine asta, ia, și avem chestia asta aici, și aici tot felul de paterne faine aici, mă, uite ce mișto, astea skin-uri din moduri, asta este un mod cu skin-uri multe, deci nu prea așa mai important, dar hei, o să avem chestia asta, și aici avem abilitățile pe care le primești, ai o grămadă abilități, uite, și aici îți echipezi abilități, și asta le deblochezi deocamdată cu bănuți, dracu, vezi, ai nevoie de bănuți să deblochezi și poate, costă 1200 să blochezi așa ceva și foarte greu să deblochezi acum, bine, nu știu, ai asta de digestie ca să fii ori prător activ, ori să fii necrofag în caz că na, au oameni tot fel de preferințe ciudate, telefon taci. Și se pare interesantă chestia asta, oferă foarte mare customizare de asta de caracter aici și ce e foarte tare, uite acolo Shady-ul cum începe și între timp texturile mele sunt nebune, mergem la zona aia, costă neapă, poate sunt player, dracu, cu toate că n-au voie să stea mai mulți player într-un loc, ci că și n-ai voie cu Kerbering și cu prostii de astea. E server de realitate, între timp skin-ul meu. Bună de bun, mai bună pe dracu. Foai, nu mai găsești apă potabilă. Uite un giga acolo, mă, foai de capul meu. Na, câtă puternică e chestia asta. Giga ăla nu-i e parte de mod. Sunt o grămadă moduri pe serverul ăsta, mă. Uite și un spine acolo, uai ce m-am speriat. Sunt mai mulți player pe aici, mă, fai ferească Dumnezeu. Eu vreau să mă duc să atac Giga-ul ăla, pe am văzut și spine-ul. Uite cu un Albertosaur, Daspletosaur, nu Albertosaur direct. Ce dracu face omul meu, dansează, ce dracu e în neregulă cu asta, bă? Ai de capul meu, că a dat streche în el, mă. Nu înțeleg ce n-abia cu oamenii și aici să mă bată Dumnezeu. Ala înseamnă cu un skin de programă Kanji Extinction de la Respinozaur la pe el. Să-l bată Dumnezeu de numă. Ale, am făcut rău de niște apă cel puțin. Atâta. Na, dacă mă mușcă vreun din voi, ați dat de dracu cu mine, mă, bată-vă Dumnezeu. Vreau să văd cum decurge activitatea în partea asta. Na, uite-te luna cum se ridică pe cer, exact cum se mișcă în Dia Legacy, așa se mișcă și aici luna. Da, mă, cum își face fade din skin-ul ăsta, uai, îmi place rău mecanica asta, mă. Asta mi se pare cea mai faină mecanică din tot jocul, să mă bată Dumnezeu de numă. Apropo, nu v-am arătat, răgnete, sunete de efect, deci avem mușcătura asta.
Asta e mușcătura, uite ce fain. Ala-i, uite că am uitat schimba blană. Asta e mușcătura, oameni. Ai mișcarea ta cu coada, care arată relativ foarte bine. Uite-te cum dă, mă, uai, fain, mă. Și aici avem răgnetele, mă, ia, broadcastul. Bă, e destul de ok, nu-i ceva cine știe ce, e mai mult un sâsâit, așa, dar merge, ia, de-mi doi colu. Bă, doi colu nu sună cine știe ce așa de impresionant. Nea, nu sună prea mult a doi colu, ia să vedem fretă, nu mă. A, s-a auzit ceva răgnet așa de Jurassic Park acolo, parcă așa, s-a auzit un... Ia, mai merge o dată. Da, așa, ca și cum s-a auzit scârțitul ăla de-l face Rex-ul, în fine, ia să-mi porcolul. Eh? Asta nu prea sună ajutor, a strigat pe ajutor. Na, și cinciu, ia să-i. Asta e shake-ul. Eh, asta e taunt-ul la blană. Ok, am înțeles. Da, dintre toate astea parcă trei colo, îmi place cel mai mult, care e vibe-ul ăla de Jurassic Park. Ia, mă, ce minunată skin-ul ăsta, white, cam o faini, mă. Dungile alea, mă, alea fac toată frumusețea la skin-ul ăsta. Uite, poți să apuci bețe de pe jos, au făcut acum o grămadă de modificări, mă, la joc. Poți să faci quest-uri în grup așa și primești mai multe puncte. Admini acum au o posibilitate mai mare să folosească zi tot ce există în habar n-am, poți să editeze lumea cum vor ei. Gen poți să facă fiecare poate să facă server așa special cum vor ei așa în detaliu, știi? Să pună cadavre pe peste tot, pietre și chestii de-astea, au un world editing de-asta, sunt ca niște dumnezei serverul așa. Mi se par faine chestiile astea, dar na, s-ar prea să existe un abuz de putere pentru admini de ăștia care na, sunt mai troll așa, dar e dracu știe mă. Ideea e că poți să dea de mâncare la player și chestii de-astea, e destul de interesant că adaugă customizări de-astea. E fain să aibă și alte jocuri de-astea cu... Bine, câte jocuri de-astea survive cu Dinosaur și noi? 3 dacă nu-i așa? Ai el, Bobu și cu Path of Titans, dar na, e fain să ai puțină competiție așa între toate. Cum ar fi să iasă Path of Titans cel mai bun rezultat între toate? Cel puțin noaptea în jocul ăsta nu e așa de frustrantă cum e în dia să dea dracu, arată chiar foarte bine noaptea în jocul ăsta. E lumina asta așa, asta e toată chestia. A, și sunt player aici până în brânză, am fugit atâta de jurul lacului ca să nu găsesc absolut nimic. O să prea... Uai, muzică dubioasă. O să prea foarte mor de foame mări în să mă bată Dumnezeu. Find any food, ia uite ce quest interesant, hai, oare să fac așa ceva? Bă, așa special animalul ăsta nu-i prea cine știe ce sincer să fiu, dar arată bine, mă, modelul e ca lumea. Păcat că nu poți văd celelalte variații, mă, bată Dumnezeu, care are ceva... Asta mi se pare că e zi. E una din variațiile alea, știi, de specii. Ăsta e ala mai fake, așa, mai chunker, așa. E unul care e default, e puțin mai slab decât ăsta, e la fel ca asta, puțin mai slab. Și a treia variație e aceeași chestie, doar care are dinți la vedere, nu stă acoperit de buzele alea. Quest fail, Bones of Corpse Cove, ce dracu, mă, uite-te, na. Poți dai fail la quest-uri, mă, dar n-are sens, mă, ce se întâmplă, să mă bată, Dumnezeu, dacă înțeleg ceva. Nu știu cum funcționează mecanicile astea, noi, acum sunt foarte amețitoare să-mi bat picioarele. Și dacă n-ai prieten, jocul ăsta e foarte greu acum ca să deblochezi chestiile, adică poate să avem unul la tine să arunce flăcări dracului sau ceva, pentru că poți să modezi abilitățile apare și știi la ce mă aștept la comunitatea asta? Pentru că jocul ăsta înseamnă încet în Beast of Bermuda, ce skin-uri are și ce abilități o să aibă făcute de comunitate, a început să-mi se înfunde nasul. Așa dinozaur care aruncă dracu, poc și atomic breath-uri și chestii de-astea, fix la chestii de-astea mă aștept un viitor apropiat cu comunitatea de modding din jocul ăsta. Deocamdată văd că mi-a decât modează dinozauri și tot felul de creaturi de-astea ciudate pe joc. Și skin-uri faine cum e ăsta. Imaginează-te plimbi o oră întreagă pe toată harta și să nu găsești absolut niciun player nimica și sunt 60 de oameni pe serverul ăsta. Asta e cea mai mare prostie din jocul ăsta la ora actuală dacă mă debune. Harta e mult prea mare și nu găsești player. Aia e singura problemă, pentru că lumea stă de obicei una sau două locuri. Și e foarte greu să întâlnești pe cineva în jocul ăsta, frate. Bine că toate jocurile de genul sunt așa. De asta îmi place mie Prime Kind Injection și consider cel mai bun joc din ăsta. Băi, hărțile nu sunt foarte mari și acțiune continuă în jocul ăla. Nu contează că nu-i survivor și că nu poți tu să-ți crești dinozaur sau și chestii de-astea. Tot jocul ăla rămâne cel mai bun joc din ăsta de la ora actuală și n-ai cum să-mi schimbi opinia, măi. Oarecum îmi place dar Splinter Cell ăsta, pentru că are niște animații relativ mai fluide față de restul. Se îndoaie mai bine, are o locomoție mai ok. Spre deosebire de restul dinozaurilor care se simt așa foarte stiff. Văd că au început să forțeze cei puțin mai mult nota cu chestiile astea, să-i facă să simtă mai vie dracu, nu? Iar înainte timp m-am blocat în pietricica aia. O venit ceața asta dubioasă, a început și să plouă, e momentul să mă ridic și să fac carnagiu aici, mă. Imediat, în câteva secunde o să se întâmple chestia asta, stai numai să mi se facă mie asta mea, să vezi ce nebunesc acum pe aici, ești nebun la cap. Ala dă cu doi colul la mine, foaia, ai tu răbdare tovarășe să mă ridic eu. Să vezi acum ce o să ții pe toată mea. 2 minute, gata, e momentul să cauzăm pagube. Când o să te dea de data, trebuie fix să mor sau ceva, haide. Ala-i. Îs foarte bine, iar acum să începem să dăm moarte, ăla s-a ridicat, atâta domnule, vină încoace, ala-i, atâta-i încoace domnule, am omorât ceva aparent, atâta, ia, vină-o și tu încoace, nici nu s-au așteptat oamenii la așa ceva, atâta, deși spinozaurul ăsta, deși toată lumea, ala-i,
Nici o treabă n-or avut. Atâta. Opa, oh, nu m-am blocat. Ala, ia coada, fraiere. Ala, ia coada, domnule. Mă întrebare cât de rapid îți o comparație cu fraiere ăștia. Foarte interesant. Raptul ăla vine și nicio treabă n-are. Ala, cred că vrea să-mi taie care să mă blocheze așa. Vino, încoace, mă bate Dumnezeu. Atâta. Ala, să vedem dacă... Ala, du-te la cimă. Giga ăla e încet ca dracu. Ala, vino, încoace. Oh, nu. Oh, nu. Încearcă să facă bage bloc, ești nebun. Dar nu-ți merge, fraiere. T-Rex e superior. Nu mă prindeți voi pe mine. Ala, oi, de cam eu lagul ăla, blanau. Ala o să mă omoare pe mine. Giga ăla încă vine, mă, uite ce tupeu are, mă. Nici o treabă, ne omul. Atât, de poate să mă urmească cât o vrea el. Ala, uite pe cineva în față acolo. Încă un giga. Fai de cam eu câtă stamina are, mă, ăla. Hai de cam eu, omul are mai multă stamina ca mine, ești nebun. Și n-ai mai giga ăsta, mă. Ia ăsta, vânează, ci. Ia, ia, nicio treabă. Ala, trec de moarte. Atâta. Ia, la, la, ăsta în primire. Ce dracu e ăsta, mă? Ăsta mai mare ca mine. Atâta, nicio, nicio șansă. Ala, de moarte, domne. Atât. Ala, 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 ala. E coc pe fraier. N-a nicio treabă. Nu ce m-am, opa, ui, voi a încercat să mă muște, mă, nu i-a reușit. A ratat prostul, alai, și acum mă duc în coada lui, alai. Ce face, vezi, ca în dial, mă, prost, kill, uite aici. Alai, poate, hai, da, 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 resta la astea, mă, câte 27 de secunde, poți da resta la astea, poate omori giga ăsta, mă. Alai, alai, giga player, mă, giga player, vind în dial, mă, te crezi inteligent, mă. Voi, dacă nu mor și-o pe cineva, aici mă supăr, mă, alai. Alai, du-te jos, mă. Distruge mouse-ul T-Rex, așa, ia uite-l. Nicio șansă, credeam că l-am omorât, mă. S-a dus în apă prostul, a, 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 asta nu-i foarte ok, nu-i așa? Alai, alai, uite-te aici ce skill, mamă, mă rupe, ești nebun la cap. Alai, alai, dă-i T-Rex acolo, uite-te, bătaie să bag vasca. Alai, da serverul, gata, să da restart. You have most loaded that this server doesn't. Please restart the game. Bă, nebunesc când vine vorba de chestia asta, pentru că ca să scoți modul, te-ați da restart la joc. Hai să încercăm un server dintre ăsta, mă, să vedem ce zice matchmaking, regiunea automată, finding server left time, ia să vedem. Îți curios, cât de mult o să dureze să-mi găsească skill mie acum un server cu player, cu ping decent, pe care să ne distrăm, nu pe dracu. Server found connecting, ia mă că a găsit server, ești nebun, la ca nu mă așteptam chestia, credeam că o să-mi dea eroare sau ceva, zici că nu, băi, e ca un joc shooter, să-mi bag picioarele, ia mă, unde naiba mie tarbozaurul, tarbozaur, nu-i tarbozaur, te-re. Dar nu e aici, mă, să-mi bat picioarele, nu e, ok, să facem un caracter nou atunci, a? Și-l avem fix aici, la carnivore, da, T-Rex, e carnivor la bun, avem alozaurul care cred că e ultima specie care trebuie să se lanseze, unde e dracu-i, mă, uite-l aici, ala-i, și avem aici versiunea de femeie, uite-l, și ăsta-i mascul, și aici avem variațiile, vezi, ăsta-i chunker-ul, ăsta-i la cu dinți, ia să-l luăm pe ăsta, mă, că arată mai bine așa parcă, ok, și acum aici nu mai avem modul, nu mai avem nimic, putem să facem cât skin-ul ca asta, mă, să-l facem verde complet, ia să-l, nu prea-mi plac nuanțe de culoare, dar hei, hai de cam eu ce paterne dubioase are, mă, că paternul default arată cel mai bine, să-l bată Dumnezeu de numă, asta e foarte tâi la jocul ăsta, pentru că nu prea există, exact, trebuie să există mai multe varii de paterne, ia să-l, poison talon, nicio treabă, scraps, nu, triple queen, pe dracu, să mă ascult și mă treabă și mă cheamă triple queen, time sleep, alai, asta este tovarășul time sleep, gata, pe ăsta-l facem, create, atât au fost cu el, cu asta mergem, creating character, please wait, unde este caracterul, uite-l aici, privește, uite cum arată skin-ul acolo și uite cum arată de fapt caracterul, ei, dinozaurul meu este invizibil, foarte interesant, ei, și m-am spawnat în lume, ia să vedem dacă există, a, da, și lumea vorbește, toată vorbește extraterest, player list, 80 de player online, mă, mi-a găsit un server full, mă, uai să trăiești, mă, așa mai zic și eu, măi, așa mă simt ca acasă aici, o întreagă lume, numai a mea pe care s-o devorez toată, alec, nu știu de ce, dar am dat, da, așa, vibe, alec, ca un dracu, ca un jaguar, ca ceva, ceea ce nu e rău, arată bine skin-ul. Bine, încerc să merg pe tema asta mai realistică, ceea ce nu e rău deloc. Uai, am găsit un server full de oameni, măi, păi așa ne distrăm, mă, 80 și eu sunt mulțumit. De naiba m-o fi spawnat, oare, că nu pot să-mi dau seama. Quest-ul meu e aici și eu sunt aici. Normal că te spawnează. De ce te spawnează la extremitățile hărții, mă, nu înțeleg. Spawnează și pe mine, undeva, pe mijloc, spawnează pe insulința asta micuță aici. Dar nu mă spawna la dracu, la marginea hărții. Pentru că nu-mi place să-mi petrec mai bine de jumătate de oră încercând să ajung într-un punct ăsta populat cu oameni. Da, când o să se bage ground mecanic în joc și chestii, da, și cum o funcționa asta și dacă te spawnezi ca și pui, dar ar fi mișto să te spawnezi într-un joc de ăsta unde nu e populație foarte mare, știi? Ca să nu mor ca prostul. Dar așa când n-ai ce să pierzi nimic pe aici, măcar lasă-mă pe mine să mă spawnez unde vreau, dă-mi oportunitatea asta, dă-mi niște obiective pe hartă, cum are acum în Evrima, în Diel sau cum e în Ar, dracu, să selectezi tu o regiune, vrei tu unde vrei tu să te spawnezi. Oh, ce bine arată chestia asta, dude, ai de cam eu cu lumina, mă, nu mai trebuie să mai editez poza asta, mă, direct s-au ocupat developer de Photoshop pentru mine, cu graficile astea n-ai ce să zici, mă, măcar în punct de vedere estetic e, mua, din punct de vedere al gameplay e cam meh și din punct de vedere al interacțiunii cu player tot cam meh, e, dar ar trebui să fie harta asta mai mică, sincer, nu știu, s-o reducă undeva la
Sau, bă, dacă vrei să faci harta mare, dăm posibilitatea să mă spawnez unde vreau. Aia e singura mea cerință. Ori fă harta mai mică, ori dăm posibilitatea să mă spawnez unde vrea inimuța mea retardată. Ei, facem quest, băiți, priviți-mă. Alai, colectăm alune, că am găsit o grămadă alune. Ce, uite câte sunt. Hai de cap, eu sunt de câte costă, mă, 50. Hai de cap, uite câte sunt aici, mă, păi dă-le încoace. Nu știu ce dracu ar face un Apex Predator ca asta, să poate costa asta Apex. Cred că se poate costa Apex și încă ți-am un tronzaurit de talie mare de joc. Alai, quest a fost completat, iar acum putem să răgem de fericire, măi. Alai. Ok, și acum trebuie să găsesc o altă locație. Ia să, de multe n-ar fi așa locație. Asta se referă? Nu cred că aia se referă. Așa sau asta se referă? Nu cred că asta e, nu? Oh boy, 15 minutes later și nici măcar un singur player sau nimic. Să mă bată Dumnezeu și îl presupune că sunt un predator și că de asta supraviețez mâncând carne, nu-i așa? Unde dracu găsesc eu acea carne? Este foarte interesant, e cea mai bună întrebare. Să-mi bat picioare când mi-am... Uite că mai am puțin ajuns la râul ăsta, beau puțin apă acolo și mă orientez după... Ce? Ce acolo? Haide că am eu quest fail, dar nu înțeleg, mă, chestiile astea. Sunt prea complicate, mă, te doare capul de ele, mă. Nu înțeleg de ce dracu tot modificat chestia cu quest-urile. Trebuie să fie acolo. Vrei să faci quest-ul ăsta? Să dai acolo, yes sau nu? Îi dai da sau decline? Și rămâi cu el blocat acolo o perioadă de timp până îi dai refresh sau ceva de genul. Noi a trebuit să pun un timer pe ele ca să te streseze dracu. Și ce să nu dacă ăștia vreau să-ți termin quest-ul și expiră dintr-o dată. Nu-ți vine să dau una monitor după aia? Cred că numai eu sunt așa, să-mi bag picioare de... Aia aproape că m-am sinucit să încercăm să cobor dracu, tot muntele ăsta, tot peretea ăsta de stâncă, dar hei, măcar am găsat pe proaspătă, e pe urmă. Hai doamne, în sfârșit o lumină decentă, în sfârșit un spațiu decent, să mă bată Dumnezeu, mă, dar știi la ce mă aștept eu acum, să găsesc numai Das Pletosaur pe păstă tăt, mă. Hai, uite ce scoi. Mă aștept să găsesc Das Pletosaur pe oriunde m-aș duce acum, dar să-mi bag picioare din 80 de oameni pe server ăsta, unul n-am văzut, mă. Nici măcar auzit, nici măcar paz, nimica, nici măcar purice de umanitate, păi, cred că toată lumea stă în două locuri. Păi aici, pe la lacul ăsta, știi, până capetele alea, până extremitățile alea, pe acolo, pe unde stă toată lumea de obicei. Cel puțin așa mă gândesc că, din punctul meu de vedere, ținând că sunt dubioși pe aici, poate pe insula aia putea să fie ceva, dar nu în orice până acolo, că chestia asta nu poate să înnoate. O entitate! Oare am eu HP-ul necesar? Nici stamina, nici HP-ul necesar n-am ca să-i fac față. O să stau aici jos. O să mă regenerez puțin, parcă vezi cum își dau logout acolo și o întâlnim de cât îmi iau timpul necesar să mă regenerez. Exact cum am zis, o și dispărut, mă. S-o teleportat în a 15-a dimensiune. Fai de camă. Mai prindeam vreo două mușcături, lăsam cu blici chestia astea și când s-o ducea înapoi pe server aia era. Dar hei, poate, parcă vezi că le-a vrut developer sau vreun admin. Există admin pe server oficiale, dar astea nu cred că se poate așa. A, la nicio treabă, iau uite acolo și prins, ce n-am prins, că tu marca pe fiecare iarbă pe care o colectez. Hai să te bată, nu am completat decât 40% din tot quest-ul ăla. Na bun, și unde dracu mai găsesc iarbă? Dar știi ceva, mă, dar fix asta mă interesează, spune, am venit aici să colectez iarbă de mare, mă, pă, pă, ce e acum, bă, pă, pă, bă, player, trebuie să existe, că cineva tot bea din apa asta și strică calitatea și eu n-am de unde să beau, te gândi că la cât de mare e la costa ar fi și el împărțit pe porțiuni și, bă, na, dar nu, dar aparent dacă cea bea din capătul ăla al lacul de acolo, să strică calitatea și în partea asta, mie și eu nu pot să beau din lacul ăsta, să te bată Dumnezeu, mă. Dar fac pariu că uite acolo, la Corpse Cove acolo, sunt oameni, mă. Sunt oameni care vegetează acolo și strică calitatea apei și o să regrete amarnic că s-au pus cu T-Rex acum și cu setea lui. Dar bine că mi-e mai foame decât sete, dar asta e partea a doua. Devil își dă restart în 10 minute, extraordinar, și tot ce am făcut tot timpul ăsta a fost să mă plimb random pe toată harta încercând să găsesc cea mai mică formă de viață. Na, perfect. Și apa s-a dus dracu iarăși. Da, perfect. Se pare că jocul ăsta nu poți să bei apă, nu poți să mănânci nimic dacă ești carnivor din cauza că nu găsești nimic. Am ajuns la punctul de randevul și un cadavru tocmai ce s-a spawnat acolo. Ia, mă. Dinocirius, mă, așa e chestia asta în joc, mă. În sfârșit am găsit player. Și am vaga asta că chestia o să mă omoare. Și eu n-am stamina, dar nu știu ce. Aha, perfect. Și a colectat și oasele alea, na. A, da, dă cu 3 colul la mine, omul, nicio treabă n-are. Să vezi tu ce mă atacă omul, nici o treabă, ia, nici o treabă, uite-te la el, uite-te la el, T-Rex vrea oasele alea și cadavra de acolo, domnule, eu n-am nicio treabă cu tine, foarte că asta e singurul player pe care l-am găsit-o care se mișcă pe aici, mă, tu ești nebun la cap, păi știi care e chestia? Ui, ce m-a speriat, mamă, uai, nu există player, zice T-Rex, ai de capul meu, mă, ce dracu, mă, uai, de viața mea, unde-o apărut, mă, ăla, mamă. Na, jumpscare de astea să tot îți iei, Dumnezei, mă! Da bine, it's on, stai numai să regenerezi o puțină stamina, domnule, să vezi cum vine eu după voi, bata, uite un suc acolo, mă! Oare să bat sucul ăla? Sau să iau trai cu sau ce-o fi fost ăla în primire, nu m-a lăsat, bă, nici măcar un bucător n-am putut să iau de creatură, bat-o-l Dumnezeu!
Și pe ceva mergeam să regenerează stamina. Bă, pa, ce face ăla? Vine cu o bucată de carne la mine, să mor tu cu omul în două ofrandă, mă. Să mor tu cu omul meu mi-a dat o ofrandă. Așa ceva nu vezi în fiecare zi. Nu, mă, nu te culca, mă, ridică-te. Doamne ferească, Dumnezeu, mă, să scuturi, nicio treabă, n-are foi de cap meu. Înfiorător, mă, dar se pare că curcanul morții care în dial aduce numai frică, panică și groază. I-a dat lui Terex ceva de mâncare. No, nu știu cât să zi, dar cât să zi. Mă duc să omor balionic. O, ai tu un sarco. Get the shots in, Terex. Alai. O să spunem că eu l-am omorât. Stai așa. Ia să mă duc puțin mai aproape. Alai. Și o să facem un screenshot mișto. Atâta, ia uite-l. Alai, nicio șansă. Bă, asta stă și farmează oase de alea aici, mă. Nimă ce face omul meu. Alea, dar stai să dau afară din cadru. Ei, Terex, o băga la burtă. Ia stai să mai facem un screenshot în timp ce era ca handicapatul aici. Alai. Opa. Ce n-avea face omul ăsta, mă? Unde te furișezi, mă? Bată-te, Dumnezeu, mă, ia. Ce-o vrea să fac omul? Ia, uite-te la noi. Hai să dă restart în câteva secunde, mă. Ăsta are chet de bătaie, mă. Uite-te la el. Nu mă uite-te la fața lui. Alea, mă, om care arată, mă, om care ce probleme. Bă, dacă se adă, dar nu chiar să la bătaie, mă. Alea, nicio treabă, n-are. Oricum își dă server restart, nu are nicio importanță. Mi se pare mie că s-au niște pași pe aici, dar nu știam ce dracu se întâmplă. No, se pare că așa se încheie și clipul ăsta. Poate vreți o parte a doua, mă, vreți o continuare la chestia asta? Se pare că animalul ăsta nu sfârșește până a muri. Na, tovarășe, tu stai chill acolo, mă, bate-te Dumnezeu, uite-l pe ăsta. Bă, ce față ai, mă, să te bată Dumnezeu, mă. Hai de cam, eu avem 18 secunde să ne luăm adio de la viață înainte să dispărăm pe fața pământului, mă. Alei, să ne pregătim de adio, stai așa că numai asta e tasta, asta e tasta de broadcast. Atât a fost. Păi da cu trei colo, mă, fie al dracu, apa, și s-a dat restart la server, alai. No, oameni, asta a fost clipul ăsta și la spetosaurul. Da, știu, acțiune nemaivăzută și nemaipomenită, wow, vine să țip de fericire. Mi-a mirosit două ore din viață, mă, plimbând, mă, pun server, ca handicapatul, nedând de niciun bleș, nedând de nimic, oameni. Dar, oameni, la vă plăcut clipul ăsta, lăsați, dragi, acolo un like, dacă vreți partea a doua, spuneți-mi. Eu vă mulțumesc cu toată atenția, cu toată, tot suportul vrei și noi o să revenim ca cei de-a toare. Hai da, pa!